Diana a venit la Antena Play, spunea că a primit scrisoare de la sora, prietena și mama ei și a venit să le mulțumească. Le-a transmis că va ține cont de ceea ce i-au scris, așa cum a făcut-o și până acum. Spunea Diana că poate inițial a luat-o puțin valul și sentimentele și din exterior a apărut într-un anumit fel, dar vrea să transmită familiei că ea este la fel ca și până acum, calmă, echilibrată și nu se aruncă cu capul înainte, se gândește ce face sau ce vorbește. Le-a mulțumit pentru toate cuvintele frumoase pe care i le-au transmis în scrisoarea din seara aceasta. Le-a rugat să îi scrie cât mai mult, să îi spună părerile în orice moment. Le-a mulțumit pentru că au ajutat-o să-i facă o surpriză lui Alexandru de ziua lui. A mulțumit și susținătorilor ei, dar și susținătorilor lui Alexandru, pentru că au ajutat-o să-i organizeze această surpriză frumoasă la care Alex nu se aștepta și spunea Diana că a fost foarte emoționat. A mai spus că mireasa este o experiență nouă pentru ea și atât ea cât și Alex pot trece pe parcursul competiției prin multe încercări. Dar vor fi încercări din care au de învățat și spunea că vor ieși de acolo cu un bagaj emoțional mult mai puternic și că acolo sentimentele sunt mult mai intense, ce trăiesc acolo într-o săptămână, poate nu trăiesc afară într-o lună de zile sau mai mult.